Veste cumplită pentru cei cu pensii până la 1800 de lei. Sunt 5 milioane de români afectați. Luna aprilie a adus cu ea un nou val de scumpiri. Unii dintre români, care au credite în lei, calculate în funcție de IRCC, o să plătească rate mai mari decât până acum. Procentul acestei creșteri este de aproape 6%. Ce alte probleme au mai fost semnalate? Veste nu tocmai bună pentru fumători. Țigările se scumpesc și ele ca urmare a creșterii accizelor. În plus, facturile de la energie și gaze vor surprinde și ele pe unii clienți după ce se vor majora. Este de reținut că la un consum de 100 de kWh pe lună, creșterea va fi, în medie, de 4 lei. Ar putea fi și situații în care consumatorii să plătească chiar mai mult în cazul gazelor naturale. Adrian Negrescu, eu cred că sunt 5 milioane de români afectați de aceste scumpiri. Adrian Negrescu, analist economic, a vorbit despre acțiunile acestor scumpiri din perspectiva socioeconomică. Eu cred că sunt 5 milioane de români afectați de aceste scumpiri, pentru că vorbim de aproape 3 milioane de pensionari, care au pensii până în 1800-2000 de lei, și vorbim de 1,8 milioane de români, care au salariul minim pe economie. Nu i-aș mai pune aici pe cei care au familii, care au copii și care resimt din plin aceste scumpiri la curent și la gaze, pentru că la energia electrică, din cauza creșterii tarifelor de transport și distribuție, avem o nouă scumpire, care va pune și mai multă presiune pe bugetul familiei. Sunt creșteri de prețuri pe care le anticipam și care vor continua în perioada următoare, pentru că de inflație nu vom scăpa așa de ușor în 2023, a precizat analistul. Prețurile o vor crește în continuare, dar într-un ritm ceva mai scăzut, a mai afirmat el pentru TVR. Știți care este singura veste bună? Sper să o vedem mâine de la Banca Națională, sper să mențină dobânda cheie la nivelul actual. Pentru că dacă ar veni și BNR să pună gaz pe foc cu o nouă creștere de dobândă, ne-am duce cu ratele spre 1,11, ceea ce ar fi uriaș raportat la puterea de cumpărare, a explicat analistul. IRCC-ul a crescut, iar cei care au făcut trecerea de la Robor vor simți din plin această creștere. Vor fi probleme mari și pentru românii cu credite, care se raportează la IRCC. Puneți aici și marja băncii, adică între 2 și 4%, și avem dobânzi între 8 și 9%, ceea ce este foarte, foarte mare. Știți ce înseamnă dobânzile astea? Înseamnă că dacă ai luat un credit de 100.000 de euro pe 20 de ani, îl plătești de 3 ori în perioada asta. Sper ca din primăvara anului viitor Banca Națională să-și facă curaj și să reducă dobânda cheie pas cu pas, în așa fel încât acești indici, IRCC și Robor, să scadă, a mai precizat Adrian Negrescu. Una dintre multe alte probleme cu care se vor confrunta românii va fi legată de consum, din cauza scumpirilor produselor și serviciilor, dar și creșterii accizelor, cum este cazul tutunului. Eu cred că ne vom îndrepta spre piața neagră, pentru că orice creștere de taxe duce acest consum de produse alcoolice, tutun, înspre piața neagră. Mulți români vor alege să cumpere pe sub mână, de la băieți, de la cine știe ce surse mai ieftin decât să plătească la stat. Uitați-vă cât a scăzut consumul la apă minerală. Asta se întâmplă când crești taxele, fără să faci un studiu de piață, a încheiat analistul.